Broasca fermecată. A fost odată, ca niciodată, pe vremea când omul avea tot ce-și dorea, un împărat care avea niște fete frumoase ca zânele. Însă cea mică era atât de frumoasă încât soarele stătea pe loc și se minuna de câte ori o vedea. Aproape de palatul împăratului se afla o pădure mare și întunecoasă, iar în pădure, sub un tei bătrân, era o fântână. În zilele prea călduroase, fata de împărat se ducea în pădure și se așeza pe marginile fântânii. Și, ca să-i treacă de urât, scotea o minge de aur, o arunca în sus, apoi o prindea și o arunca iar. Era jocul ei preferat. S-a întâmplat însă odată ca mingea de aur a fetei de împărat să cadă rostogolindu-se în fântână. Fata de împărat s-a uitat după ea în fântâna adâncă, apoi a început să plângă și a plâns de ți se rupea inima. Și cum plângea ea așa, aude că o strigă cineva. Ce ți s-a întâmplat, fata de împărat? Plângi de s-ar înduioșa și pietrele de mila ta. Ea s-a uitat împrejur să vadă de unde vine glasul și văzu o broască ce scosese capul gros și urât din apă. Ah, tu vorbeai râioasă, a zis ea. Plâng pentru că mi-a căzut mingea de aur în fântână. Ei, taci, nu mai plânge, a răspuns broasca. Eu aș putea să te ajut, dar ce-mi dai dacă îți voi aduce mingea? Ce ai vrea tu, broască dragă? A întrebat fata. Rochiile mele, pietrele mele nestemate? Îți mai dau și coroana de aur de pe cap. Broasca a răspuns. Ei, nu-mi trebuie nici rochiile, nici pietrele tale nestemate, nici coroana ta de aur, ci vreau să mă iubești, să-ți fiu prietenă de joc, să stau la masă cu tine și să mănânc din coșul tău de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău. Dacă îmi promiți toate acestea, acum mă cobor în fântână și ți-aduc mingea. Îți promit tot ce vrei, numai să-mi aduci mingea. Iar în gând spunea, ce tot spune proasta asta de broască? Ea stă în apă cu broaștele ei și o răcăie. Cum poate să fie prietena unui om? Îndată ce broasca a auzit promisiunea fetei, s-a coborât în fântână și, cât ai clipi, a ieșit deasupra cu mingea de aur în gură și a aruncat-o în iarbă. Fata de împărat, nemaiputând de bucurie, când și-a văzut jucăria, a ridicat-o și a fugit repede cu ea. Ia stai! Ia stai! A strigat broasca. Ia-mă și pe mine! Eu nu pot să fug așa de repede! Dar degeaba striga ea, cât putea de tare, căci fata nu o asculta, ci alerga spre casă, uitând de biata broască. Aceasta, neavând încotro, s-a întors iar pe fundul apei. A doua zi, de-abia se așezase fata la masă cu împăratul și curtenii, că auzi cum cineva urcă treptele de marmură. Plici, placi, plici, placi. Și când a ajuns sus, a bătut la ușă și a strigat. Fată mezine de împărat! Deschide ușa! Fata a alergat să vadă cine e, dar când a dat cu ochii de broască, a trântit repede ușa și s-a așezat iar la masă, tremurând toată de frică. Împăratul a simțit că fetei îi bate tare inima și a spus. Fata mea, de ce ți-e frică? Nu cumva la ușă e vreun uriaș care vrea să te fure? Ah, nu e un uriaș, ci o broască scârboasă. Și ce vrea broasca, fata mea? Ah, tată, ieri când mă jucam pe lângă fântână, mi-a căzut mingea de aur în apă. Și fiindcă plângeam după ea, broasca mi-a adus-o
și, în schimb, mi-a cerut să-mi fie prietenă. Eu i-am făgăduit că nici nu mă gândeam că ea o să poată să plece de pe meleagurile ei. Acum auzi eu, vrea să intre. În timp ce fata vorbea, Broasca a bătut din nou la ușă și a strigat. Hai, deschide ușa, fată de împărat! Ieri când în fântână mingea ți-a picat, tu ți-ai dat cuvântul și eu te-am crezut. Hai, deschide ușa, fată de împărat! Atunci împăratul a spus. Ce-ai făgăduit, trebuie să împlinești. Du-te și deschide-i. Fata s-a dus să deschidă ușa și Broasca a intrat înăuntru, luându-se după ea. Când fata s-a așezat din nou pe scaun, Broasca i-a spus. Ridică-mă și pe mine! Ea s-a codit, dar împăratul i-a poruncit să o ridice. Cum s-a văzut Broasca pe scaun, a sărit pe masă și i-a spus fetei. Trage talerul mai aproape, ca să mâncăm amândouă din el! Fata a făcut cum i-a spus Broasca, dar fără nicio plăcere. Broasca a mâncat cu poftă, dar fetei îi se oprea totul în gât. La urmă, Broasca a spus. Acum am săturat, dar sunt obosită. Du-mă în camera ta, așterne-ți patul cu așternuturi de mătase ca să ne culcăm. Oac! Fata de împărat a început să plângă, căci se temea de Broasca rece, pe care nu-i venea nici să o atingă și cu care acum trebuia să doarmă în patul ei curat. Dar împăratul s-a supărat și a spus. Când te-ai aflat la nevoie, ți-a plăcut, iar acum nu-ți mai place? Fata a apucat Broasca cu două degete, s-a dus cu ea sus în camera ei și a pus-o într-un colț. Dar, când să se întindă în pat, Broasca a venit până la ea și i-a spus. Mi somn și vreau să dorm alături de tine. Ia-mă în pat, căci altfel te voi spune împăratului. Fata s-a supărat grozav. A luat Broasca și a zvârlit-o cu putere în peretele de lângă pat. Na, acum să mă lași în pace, Broasca furisită! Și ce să vezi, când a căzut jos, Broasca s-a prefăcut într-un fecior de împărat frumos, cu o privire cum nu se poate mai blândă. După dorința împăratului, de acum înainte el deveni prietenul și soțul prințesei. Apoi, el a povestit cum a fost blestemat de o vrăjitoare și nimeni în afară de prințesă nu ar fi putut să îl scape de blestem. Apoi, au hotărât ca a doua zi să pornească spre împărăția lui. Au dormit, iar dis de dimineață, când s-au trezit din somn, îi aștepta o caleașcă cu 8 cai albi împodobiți la cap cu pene de struț, iar hamurile erau cu totul de aur. Pe capră stătea Heinrich, sluga credincioasă a feciorului de împărat. Atât de mult se întristase sluga aceasta credincioasă când stăpânul lui se prefăcuse în Broască, încât, de teamă ca inima să nu-i pleznească de durere, și-o strânsese în 3 cercuri de fier. Caleașca venise să-l ducă pe tânărul fecior de împărat în împărăția lui. Heinrich i-a poftit pe feciorul de împărat și pe mireasa lui în caleașcă, iar el s-a urcat pe capră, pocnind din bici și îndemnând cai. Au mers ei o bucată de drum și numai ce a auzit feciorul de împărat că trosnește ceva. Atunci a strigat lui Heinrich. Ce trosnește așa, Heinrich? E prea grea caleașca? Nu, stăpâne, a răspuns Heinrich. Caleașca nu e grea, dar a pleznit un cerc care îmi strângea inima de când te ajunsese blestemul zgripțuroaicei. Și s-a mai auzit trosnind încă o dată. Și feciorul a crezut iar că trosnește caleașca, dar erau cercurile de fier ce se desprindeau din jurul inimii lui Heinrich, care nu mai putea de bucurie că stăpânul lui scăpase de blestem și era acum pe deplin fericit. Sfârșit.